Domnule director, vreau să ne spuneți ce lucrări de modernizare efectuați la sala de sport. La sala de sport se face o renovare totală, deoarece din data dării în funcțiune din 2006, în această sală de sport nu s-au făcut intervenții majore, decât punctual dacă ceva s-a defectat. Și acum înlocuim pereții, practic, pentru că erau destul de slabi. Se înlocuiește dușumeaua, suprafața de joc, pentru că sunt câteva locuri în care deja s-a deteriorat, s-a rupt. Se înlocuiește instalația electrică, iluminatul, pentru că acest tip de iluminat este mare consumator de energie și oarecum ne punem la zi cu ceea ce înseamnă economia și o să montăm alt tip de iluminatoare care sunt mult, mult mai economicoase ca și consum de energie. Se va înlocui toată instalația de apă, deoarece este veche și deja aveam avarii la ea. Se va lucra chiar în spatele meu, la unde este peretele cu panou de basket, pentru că din cauza șocurilor deja peretele este deteriorat. Și, bineînțeles, tot ceea ce înseamnă o zugrăveală proaspătă și o reîmprospătare a tot ceea ce este în sală. Toată această lucrare de renovare și reabilitare, care este suportată de către Consiliul Local, de către bugetul Consiliului Local, este în valoare de 218.000 de lei. O valoare foarte mare, pentru că necesită. La fel, se va mai monta și o tabelă electronică de marcaj pentru jocurile sportive, pentru tot ceea ce este nevoie și folosește foarte mult. Cam asta ar fi ceea ce se execută la sala de sport.